Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Strongul Crusader în limba română. Suntem la misiunea cu numărul 62, Blessed Union, și în episodul de astăzi ne luptăm împotriva a doi emir, Emir Omar, Emir Safir și domnul Wazir de Terrible. Hai să vedem cât de teribil este. Îi dăm startanul 10.000 de gold, ceea ce e foarte, foarte bine. Începem cu stockpile-ul rapijanos, așa cum îmi place mie. Bam, bam, bam. Nu mai pot pune momentan. Punem așa, uite așa, și aici dacă mai merge una. În regulă, o să facem așa odată, armory. Punem niște hovel. O să scot scuturi. Ok, 20 de arbaletaș. Nu știu de ce am scos aia. Ok. Bun. Moving to site. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. 2. Ok. Hai să punem un turn aici. În regulă. Bun. Punem și o balistă, bineînțeles. Casa albă, casa albă, rapid. Bă, să avem grijă să nu vine din partea asta la altă, că va fi nasol. Ok. Punem scuturile. Ok, momentan ajunge. Bun. Hai să punem un turn și în partea asta la altă. O să pun unul, uite, aici și unul aici. Ok. Ok. L-am rezolvat și pe ăsta. O dată. Opa. Se pare că suntem atacați din partea stângă. Hai să vedem dacă se descurcă ăștia mei. Dau și cu catapulte ăștia, ceea ce nu-i bine. De unde e morții lui de cu catapulta? Aha, am înțeles. Hai să mai scoatem niște arbaletaș rapid, 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 că avem probleme. Avem probleme mari. Ok, o să mai cumpărăm, bineînțeles. O să fie greu, o să fie greu la început. Foarte greu. Aba, ce-am făcut? Morții lui. Ok, să scăpăm de atacul ăsta, după aia vedem noi ce mai facem. Am 20 de arbaletaș, o să mai scot câteva scuturi. Una, două, trei, patru. Și o să mă duc, uite, aici, dacă pot. Ok. Ok. Și punem și scuturile aici, bine. Mai avem încă un turn și am terminat și cu defensiva. Cât de cât. Opa, mâncărică, bă, na, ce prost sunt și eu. Am uitat să pun greenery, bă, băieti, bă. Hai să mai vândem din porcările astea. Să vândem, să vândem, bă. Haide. Ok. Bine-s. Bine-s. Dăm și noi la plus 8, așa, bun. Ok. Hai să vedem pe Wazir, grijă mare la Wazir. E destul de bun. Deci dacă o să punem și în turnul ăsta, o să fie easy după aia. Deci mi-a trebuit acolo 20 de arbaletaș neapărat. Avem și încât... Mamă, avem, 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 avem de toate. Nu prea avem cetățeni de ăștia, pentru că eu ca bou nu mi-am pus granary, când trebuia. Dar nu-i problemă, pe asta l-am rezolvat deja. Ăsta e rezolvat, cât de cât. Și am rămas Wazir.
It's around. Okay. Jump to it. Un căric avem 197, deci ne ajunge momentan. O să încep și eu producția de rem, dar puțin mai îndată, am nevoie de arbaletaș în primul rând. O să mai scot și scuturi, vreo 10, cred. Ok, aici e bine. Totul e bine și frumos. Opa, se pare că Vazir ne-a atacat, nu cred că vom avea probleme. Bun, am scăpat de atacul ăsta. Nice. Ok, ia să vedem. Mamă, se pare că abia acum au venit ăștia, o grămadă chiar. Să sperăm că îi putem bate. O să mai scot, cred că, încă 10, 15. Ok, bun. Da, n-are nicio șansă, Vazir. Avea una până se învârte asta, mamă, mă nervează câteodată că trebuie să aștept. Că joc la speed mic. Bine, aș putea să dau eu speed-ul mai mare acum. Saving. Cred că asta o să fac ca când mă plictisesc, jur. Ok, se pare că nu mai pot pune. Altă viață toată. Ok, bun. O să scoatem scuturi acum, o grămadă. Ok. Bineînțeles că o să mai scoatem. Încă 6. Ok, și o să mai scot încă 5. 7 chiar. Ok. Bun. Haide să te văd, domnule Vazir. Imediat o să-l trimit patrula după ce va termina atacul ăsta, domnule Vazir. Ok, cam aia a fost, îi trimitem. Ok. 29. Încă 7 aici. Plus cei 15 arcași. Foarte frumos. I-am pus aici, nu mai are nicio șansă. O să spar și scara imediat, ca să fie treaba. O să moară câțiva arbaletești, cred, pentru că sunt câțiva arcași aici. Ok, au murit și ăia, bun. 36 de arbaletaș, mamă, mă, cel curat. 20 aici. Aici mai puțin ei, dar aici n-avem nevoie de foarte mult pentru că e aproape în regulă. Acum o să scoatem casa neagră. Hai să vedem unde s-o pun, ca să nu mă încurci, uite aici. O să scot câțiva asasini, se distrugă și mie porcările astea cu ce le-au pus ei, că am eu nevoie de mult spațiu. O să încep și o producția de lemn. Primul și în primul rând trebuia să încep producția de lemn, că n-avem lemn deloc și n-aș mai vrea să cumpăr, că nu prea avem bani. Așa că hai să cumpărăm, tati. Ok, bun. Avem 500 gold. Dar nu-i problemă, tati. Nu-i problemă. Băi, am dat drumul la filmare. Nu știu dacă am dat drumul la filmare, sincer. Cred că n-am dat ca bou. Sau am dat, nu mai știu. Cred că am dat. Sper.
Nice. Hai că arată bine. Deci vedeți și voi, nu trebuie să ne construim mare turn, mare cetate. Punem 3 turnuri, foarte frumos. Unul aici, unul acolo și unul acolo și nu mai are cum să intre, pur și simplu. Doar trebuie să știi cum să le pui. Asta e toată șmecheria. Acum facem niște para și trimitem armatele. Șmecherii alea, șmecherii, da? Armatele alea, șmecherii. Pe care doar eu le pot face. Bineînțeles. Hai că au venit și ăștia cu lenul, nice. Ok. Bam, bam. Ok. Nice. Așa, bă, băieții, bă. Nice. Ok, și de rest o să punem de astea. Ok. 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 Bun. Odată, așa, punem și două, trei win-uri. In-uri, nu win-uri. Hai că vorbim și noi dacă e la ora asta. În regulă, bun. Hai să vedem ce să facem mai departe. O să încep producția de piatră. Că avem, avem lemn ceva. Ok. O bucata, două bucata, trei bucata. Mai putem pune, nu cred. Easy. Prea easy, bă, băieți, bă. Ia să vedem ce să mai facem noi. Hai să distrugem și astea la alte. Nu, de alta, dar vreau să fac repede bani și să-l bat. Să-i bat, pardon. Pentru că sunt mai mulți. O să încep, bineînțeles, cu Emir o marcă. Asta e jale, batem easy peasy imediat. Cu 50 de asasin. După care o să mergem la Wazir și lăsăm pe Emir Safir la sfârșit, da. A, bă, iarăși a construit ăsta aici. Ok, mai punem una aici, una aici. Și ar mai merge una, cred. Trebuie să distrug eu asta. Să nu mai merge una aici. Da. Am nevoie de lemn. Mamă, mamă. De acum o să fie chiar easy. Am început și producția de piatră. Și hai să vedem, o să scot niște asasini imediat, doar să fac niște para. Mâncărică avem, 54, nice. Inul plus 6, o să mai bag niște inuri pe aici. Uite aici, mai băgăm 3, 2, nu mai avem lemn de nou. Și acum așteptăm, bineînțeles. O să scot două baliste, cred. Ok. Vreau să-i dau foc la ăsta, ia să vedem dacă merge. Ar fi super. Vreau să-i dau foc. Și da, merge, cred. Ia să vedem. Ok. Sper să meargă. Ok, ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Uite, mai putem pune și de astea. Bun. Pararam pam 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 pararam pam. Hai că aproape au luat foc. Ok, încă două bucăți. Ok, gata, au luat foc, easy. Abeli carasu, abeli carasu. Nice. Foarte bune. O să încerc să-i dau foc și pe partea asta la alte, să vedem dacă merge. Acum aș avea nevoie de niște asasini ca să-l bat.
ca să nu mai stăm la discuții cu ăsta. Și vreau să dau foc pute aici. Ok, avem 2000 de para, scoatem 30 de asasini și mergem la atac. Hai să vedem. Bă, na, pe unde se duc ăștia, nu știu. Vreau să meargă și ei pe aici, bam, bam. Se duc pe unde e mai rău. Ok. Ok. Bam. Da, o să moară. Bă, n-au luat foc ăștia, frate mei. Gata, a murit, amic. Bun. Easy peasy cu ăsta. O să mergem la următorul. Hai să-l batem pe mirea ăsta din partea dreaptă. Tot așa, o să scot multe balistii. Nu o să am nevoie de scuturi, cred. Prea multe. Ok. Ba. Constructing siege equipment. 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 Ballista ready. Shield ready. An impossible shield ready. I really man. Așa. Okay. Ok, hai să vedem dacă putem da foc. Am nevoie și de două catapulte ca să distrug eu turnul ăla din față, ca să pot să dau cu balistele să dau foc. Ok, una aici și una aici. Cred că o să mai scot una. Ok, bun. Hai să vedem totuși dacă îi pot da foc acum. Nu cred că va merge sau va merge. Ba da, merge, cred. Sau poate nu. Nu trebuie să distrug turnul ăsta neapărat. Mă încurcă foarte mult. Ba da, a luat foc, lol. A luat foc. Aha. Easy peasy și la ăsta. Foarte bune balistele, foarte, foarte bune. Și încet scuze că vorbesc cam prost, dar nu știu, cam obosit și destul de târziu la mine. Dar aveam așa chef să joc un strongul chilianos. Pentru că, da, nu mai am nici net. A, soadele astea o să apară, oh, oh, oh. Peste vreo 200 mâini, cred, 100 mâini și ceva. Probabil. You attack my castle, you attack me. I may be forced to do something about it. Ok. Bun. O să mai scot niște asasin, cred. Și o să mergem să-l batem și pe ăsta imediat. Așa, o să facem și cu azir, cred. Dar acolo, cred că o să avem nevoie și de niște arcași. Ia. Asta e puțin mai puternic. Ok, 60 de asasin. Eu zic că... sunt de ajuns. Îi mai dau o dată foc. Îi dau o dată foc, nu se poate. Ok. Hai să mergem. Ba nu, mai așteptăm puțin pentru că focul s-a extins foarte mult și o să moară asasinii mei. Dar o să mai scoatem câțiva asasini până una alta. Ok, am rămas și fără bani, din păcate, mai spargem niște piatra de asta. Bam. Ok. Bam, easy. Nu știu de ce am scos de aia, cred că din greșeală. Ok, încă 45 de asasini. Mergem și cu ăștia. Și hai să vedem dacă putem bate. Eu zic că da.
Voi ce ziceți? Scrieți acolo în comentarii. Putem bate? Cu 60? Eu să se. Man. Ia să vedem care câștigă. Holy shit, au câștigat. Au câștigat, dar bineînțeles că mai vin încă 45 de asasini. Ia să vedem, dacă bate și pe ăștia. Și cred că îi bate. 37 au mai rămas. Nu știu ce să zic, guys. Nu știu ce să zic, 27. Hai că merge. Îl putem bate. 14, 12. Hai mă, băteți-l. 6. Băi, și prost la cap, au murit toți. Și uite câtă viață. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Voi vedeți câtă viață mai are, regele? Oh my god, man. 5 asasini, dacă mai aveam, îl băteam. Ok, cred că ăștia sunt unde a ajuns. A, bă, nu, n-ar lua foc o leacă. Mă duc cu asta mai aproape. Cred că va muri acum de la foc. Ok, chiar a ieșit afară handicapatul și o să moară. Bineînțeles că a murit. Lol, nice. Bun, și-a mai rămas doar Wazir. Hai să vedem cum îl batem și pe ăsta. Să mai vinem niște piatră. Avem o grămadă de lemn, mamă. Ok. Hai să vedem. Trimitem balistele, uite aici. Scuturile aici. Și asasin, bineînțeles. Ok, hai să vedem. O să trimit și arpaletașii ăștia de aici. Neapărat. O să trimit și ăștia de aici. Ok. Și să vedem dacă va rezista domnul Wazir versus cel mai bun jucător din lume, adică profesorul Mitic. Hai să te văd, domnule Wazir. Deci ești în stare, bădărane. Bădărane. Ok, bun. Hai, Brodaranos. Brodaranos. Vreau să-i dau foc în primul și în primul rând. Hai să vedem la ce să-i dăm noi foc. Nu prea avem la ce. Ok, gata, a luat foc ca Belicarasu. Nice. Vreau să spar și eu ceva. Hai să spargem partea asta din față. Deja nu mai are nimica. Vedeți și voi, niciun cavaler, nici un arcaș, nimic, nimic, nimic. L-am doborât cum ar veni. Cum s-ar zice. Da. Ok. Bun, hai să trimitem asasinii ăștia. Cred că o să mai scu câțiva, că o să moare de la foc aia. Ok. Nu prea aș mai vrea să dau cu astea, așa că o să le trimit eu de aici. Ok, o să moară, o să moară, n-are nicio șansă. 16 asasini. 13, gata. Cam asta a fost și cu domnul Wazir. Da. I should not die. Eu cred că da. Cred că trebuia să mori. Da, prieteni, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitică. Toate cele bune. Respect. Pa, pa.